Bine ați revenit la mine pe canal! Înainte să începem, nu uitați să vă abonați și să dați un like clipului. Cine te-a speriat de fapt în patimile lui Hristos? Cine este femeia care l-a jucat pe diavol? Nu mulți sunt cei care știu că diavolul nu a fost jucat de un bărbat, inegalabilul Mel Gibson având o viziune aparte legată de acest personaj. O femeie cu o structură androgină a feței a fost aleasă să-l interpreteze pe Satan. Este vorba despre Rosalinda Celentano, fiica celebrului solist Adriano Celentano, actrița care a reușit să transmită mai mult cu privirea decât a făcut-o cu înfățișarea sau apariția fantomatică. Acest detaliu i-a băgat în sperieți pe cei care au mers să vadă filmul Patimile lui Hristos. Însă, în realitate, Rosalinda arată mult mai înfricoșător, mai că împietrești când îi privești ochii verzi. Este tunsă pilug, are forma alungită a feței și pomeții foarte ascuțiți. Rosalinda Celentano este o actriță din Italia în vârstă de 45 de ani și este fiica celebrului cântăreț Adriano Celentano și a Claudiei Mori. Și când te gândeai că nu poate fi mai rău de atât, aceasta purta în brațe un așa numit copil, dar foarte înspăimântător. În scena din Patimile lui Hristos, întrucât Iisus este înfiorat de romani, Antichristul sau Diavolul sau Satana sau orice doriți să o numiți merge prin mulțime. Când Satana ajunge la o deschidere, vedem că ea poartă ceea ce pare a fi un copil. Într-adevăr, îl poartă pe David Marotta, un actor italian în vârstă de 40 de ani. Dar imaginea este menită să amintească imagini ale unei femei și ale unui copil, deși subvertite și pervertite. Iată ce a spus regizorul Mel Gibson despre această scenă. Este rău distorsionarea a ceea ce este bine. Ce este mai tandru și mai frumos decât o mamă și un copil? Așa că diavolul ia asta și îl denaturează puțin. În loc de normalul mamă și copil, ai o figură androgină care ține un copil de 40 de ani. Este ciudat, este șocant și mulți au spus că este prea mult.